Am crezut că e o, spuneți, un canal care refulează apa din el, nu știu ce să zic, altceva. În niciun caz că e gaură. Aveți pagubă ceva la mașină? Văd că nu s-a întâmplat nimic, nu. Am mers și foarte încet. Că am văzut apa, bă, zic, hai să merg încet. Am mers încet și la un moment dat a căzut singură. Și a scăzut pur și simplu groapă, nu? Da, din inerție a căzut. În acest loc apare o jumătate de metru, asta după ce conducta aflată sub ciment a cedat. Ea trebuia înlocuită și tocmai de aceea zilele trecute angajații de la Apă Canal au lucrat să o schimbe. Au făcut o groapă, dar nu au apucat să o înlocuiască. Au pus peste ea nisip și conducta a cedat sub presiunea generată de trecerea mașinilor. Apa a țâșnit afară și în scurt timp locul aflat mai jos decât restul zonei a fost inundat. Angajații de la Apă Canal au fost chemați imediat. Această avarie este pe vechea conductă de apă din zona aceasta, de asta... După cum vedeți, sunt și lucrări de înlocuire acesteia, numai că cea nouă a fost pusă, nu a fost terminată lucrarea, nu este sub presiune cea nouă, încă este cea veche, de asta o și înlocuim și probabil că a cedat într-un anume loc. Atât de multă apă s-a acumulat încât au fost blocate intrările de la 3 blocuri. Șeful firmei de apă și canalizare din Pitești spune că doar apartamentele din câteva blocuri nu au apă și în cursul zilei de astăzi până seara problema va fi remediată. Aproximativ 40 de ani are conducta din zonă. Noi am făcut ceva lucrări de investiții, însă până modernizăm și trecem pe rețeaua nouă mai durează ceva timp până să finalizeze contractul pe care l-avem în execuție în această zonă. Știți cu exactitate câte apartamente vor rămâne fără apă potabilă în orele următoare? Apartamentele din cele aproximativ 5 blocuri din zonă, însă ne vom grăbi să reparăm avaria în maxim 5 ore de la data producerii evenimentului. Taximetristul intrat cu autoturismul la apă la propriu și la figurat spune că apa era atât de mare încât nu și-a dat seama că acolo este o groapă, iar după reparații, circulația pe șoseaua în cauză și alimentarea cu apă în zonă vor fi reluate.